Vă salut cu un salut din suflet, de sănătate maximă în aceste vremuri turburi pe care nimeni dintre noi nu le-a prevăzut. Și mă bucur că pot să mă adresez dumneavoastră, pe care vă cunosc, pe care vă port în inimă și cu mulți dintre dumneavoastră am avut relații extrem de apropiate și frumoase de-a lungul timpului. Vă zic bine ați venit la această emisiune de sănătate și sper din toată inima ca informațiile pe care le veți aduna în această oră să vă ajute să vă mențineți sănătatea sau chiar mai mult să o redobândiți pe acea sănătate pe care ați avut-o probabil cândva, sau pur și simplu să vă îmbunătățiți starea noastră de sănătate și ceea ce numesc eu condiția fizică și nu numai fizică, și psihică și biologică. Pentru ca să trecem cu bine prin vremurile acestea destul de dificile. Am răspuns invitației dumneavoastră de a înregistra o emisiune pentru special făcută pentru dumneavoastră. Și sincer vă spun că în documentarea pe care am făcut-o pentru această emisiune, m-am îmbogățit, adică am reușit să adun și eu informații extrem de serioase și de pertinente care m-au pus din nou pe gânduri. Dacă ar fi să fac un scurt istoric al informării mele cu privire la această boală, aș spune că începutul a fost pe 27 februarie, când trebuia să scriu un articol despre problema actuală de la sfârșitul lui februarie, care era infecția aceasta cu virusul SARS-CoV-2, infecție care se numește, boală care se numește COVID-19. La vremea aceea, lumea făcea confuzie între denumirea virusului și denumirea bolii. M-am apucat pe la ora 6 după amiază să mă documentez și să scriu. Și de unde inițial am crezut că va fi doar un articol de informare, aduceți-vă aminte că la sfârșitul lui februarie nu era mare lucru, deși pandemia fusese deja declarată pe data de 11 februarie, de fapt pe 11 pe 11 februarie a fost denumită boala COVID-19, iar pe 11 martie, deci vorbim de moment de dinainte de declararea acestei epidemii, de a fi declarată pandemia. Dar pe 11 martie 2020, OMS-ul a declarat infecția aceasta o pandemie, pentru că ea s-a răspândit în peste 114 țări, afectând la momentul acela 118.000 de persoane, și existând 4.000 de decese, peste 4.000 de decese. Ce sunt aceste cifre față de cifrele pe care le vom prezenta din ziua de astăzi? Dar am început să scriu și am scris și m-am documentat și am continuat în orele nopții, am terminat la ora 5 dimineață articolul și nu ne-am plecat de la ideea că va fi doar o informare. Am ajuns la convingerea puternică a faptului că trebuie să luăm măsuri imediate. Astfel încât am recomandat Uniunii, în calitate de director al Departamentului de Sănătate, închiderea tuturor bisericilor, începând cu acea vinere, era 28 februarie, ora 5 dimineața. Am constatat că în Spania ne-au luat-o alții înainte, și anume Biserica Marturilor lui Jehova, care au și închis bisericile lor, serviciile lor de vine, cu o săptămână mai înainte, data de 21 februarie. Și au fost lăudați în presa din Spania, în timp ce spaniolii erau la fieste. Biserica Mântuirii lui Jehova a suspendat toate serviciile de vine și au fost în prime time tot timpul. Ce înțelepți sunt cei din această biserică. Sincer, mi-a părut rău că toată această reclamă pozitivă
nu a fost pentru biserica noastră. Dar trebuie să mergem înainte și să vedem ce se mai poate face de aici încolo, pentru că mi se pare că totuși Biserica Adventistă ar trebui să fie un lider mondial în această privință și dacă nu este, trebuie să ne întrebăm chiar în mod serios de ce. Și aici nu vizez doar instituțiile de conducere ale bisericii, ci că fiecare membru în parte trebuie să ia la modul foarte serios această problemă. Am întâlnit cu mentalitatea că această boală nu este gravă, că nici nu există, virusul nici n-ar exista. Am făcut niște emisiuni pentru conferința Moldova, în care, împreună cu fostul director al televiziunii Speranța TV, cu Tiberiu Nica, am încercat timp de 12 săptămâni să aducem prin planul atenției românilor din România sau din diaspora problemele care sunt legate de această infecție. Și cei care, bineînțeles, au fost cârcotași, au pus întrebarea cu cât au fost plătiți de către mai știu eu cine, ca să facem acele emisiuni. Nu a fost plătit de nimeni, a fost pro bono toate și avem în vedere binele dumneavoastră și binele nostru, pentru că orice documentare de felul acesta se răsfrânge indirect și asupra celui care o face. Aș vrea să încep cu această problemă. Dacă este COVID-19 o boală atât de gravă, pandemia aceasta, dacă este atât de gravă. Și aș vrea să spun că în momentul actual, mă refer la data de astăzi, 15 august, la ora 20:30, răspândirea ei pe mapa mondi este în 213 țări, plus două locații pe două vase de croazieră. În România sunt 68.046 de cazuri confirmate, cu 2.904 decese. Cifrele care arată răspândirea se modifică, să știți, de la oră la oră. De aceea, întotdeauna trebuie să specific la ce dată se referă cifrele pe care le prezint și nu numai la ce dată și la ce oră. Evident, le vorbesc în prezent despre aproape 21 de milioane și 500 de mii de cazuri de îmbolnăviri cunoscute sau confirmate. Și aproximativ 766 de mii de decese la nivel mondial. Aș vrea să spun că la ora 12:30, când am început din nou să adun cifrele pentru ziua de astăzi, erau doar 763.800 de decese la 12:30. Între timp, până la ora 20:30, deci în 8 ore, s-au adăugat 3.700 de decese la nivel mondial. Este o situație serioasă, nu mai e nevoie să răspundem. Aș vrea să spun că există un clasament care se poate face. Știți foarte bine că pe locul întâi este în continuare sunt Statele Unite ale Americii, cu un număr de 2.089.825 de cazuri. Probabil că aceasta e cifra de la ora 12:30. Urmată de Brazilia, apoi India, Rusia, Africa de Sud, Peru, Mexic, Columbia, Chile și Spania. Observați dumneavoastră că a apărut o redistribuire a cazurilor, și anume vedem țări din America de Sud, da, este Brazilia, vedem Africa de Sud, vedem și Mexicul, și a mai rămas din Europa Spania, care este pe locul 10 în prezent. Deci există o răspândire destul de mare, cifre destul de triste și e necesar să facem ceva. În primul rând să ne informăm și să ne economăm bine din surse credibile. Asta este însă o altă poveste și n-aș vrea să intru în această dispută de unde ne informăm și care sunt concluziile pe care le tragem și ce este fake news și ce nu este fake news. Sigur că ne putem lansa în tot felul de aprecieri conspiraționiste, am putea să discutăm de unde a apărut virusul acesta. În primul rând e vorba despre un coronavirus, da?
De unde vine denumirea de coronavirus? De la faptul că virusul acesta, de fapt ca toate virusurile, există un material genetic, adică un ADN sau ARN. Anumite virusuri, cum este virusul hepatitei B, este un ADN, în timp ce virusul hepatitei C este un ARN. Și virusul acesta, SARS-CoV-2, este un tip de virus ARN, acid ribonucleic, ADN-ul fiind acidul dezoxiribonucleic. Am să încerc să explic termenii medicali pentru ca să existe posibilitatea de a înțelege cât mai bine ceea ce vreau să spun. Acest material genetic, acest ARN, este învelit de un strat, de o peliculă de proteine numit capsidă, da? O membrană, care are niște țepi, niște vârfuri, niște prelungiri în afara materialului genetic, care fac ca acest virus să semene cu o coroană atunci când este privit la microscopul electronic. Virusul arată, eu știu, ca un fel de oval, un ovoid, și în afara acestei circumferințe a acestui oval există aceste proteine, proteina S, da? Spike se mai cheamă, de aici vine, de la proteina vârf. Această proteină S reprezintă țepii coroanei, da? Cu care seamănă acest virus văzut la microscopul electronic. Numai că, spre deosebire de alte virusuri, coronavirusurile mai au și un, încă un strat, încă un înveliș de protecție pe lângă cel proteic, mai au un înveliș lipidic, ceea ce face ca virusul să poată fi, cum să spun eu, ușor spălat de pe mâini cu ajutorul unui săpun. Cu ajutorul unui săpun lichid, cu ajutorul săpunului obișnuit, cu ajutorul unui șampon, adică tot ceea ce poate să antreneze particulele de grăsime și să le curețe de pe mâini, va face să disloce acest virus de pe suprafețele palmelor și să scăpăm de virus printr-o simplă spălare pe mâini. Sigur că cel mai bun săpun este săpunul care face spumă. În spuma respectivă se află niște surfactanți care fac ca mai repede virusul respectiv să fie curățat în mod mecanic, bineînțeles prin legarea aceasta chimică de stratul de grăsime de la periferia acestui virus. Există 7 coronavirusuri, există multe coronavirusuri. Ele dau multe cazuri de îmbolnăvire și la păsări și la animale, dar pentru om au importanță doar 7 dintre ele. 4 dintre ele au fost descoperite încă de prin anul 1960 și sunt niște coronavirusuri uzuale, banale, care dau răceli obișnuite. În schimb, 3 dintre aceste 7 coronavirusuri nu mai sunt banale, nu mai sunt atât de ușor de luat în considerare. Ele trebuie să fie luate, cum să spun eu, privite cu maximă importanță. Și unul dintre ele este SARS-CoV-1. Inițial s-a numit SARS, pentru că nu se știa că o să mai vină încă unul. Și atunci s-a numit SARS, a fost epidemia cu SARS în anul 2003, iar ulterior, în anul 2013, a mai apărut un virus, virusul MERS. MERS înseamnă Middle East Respiratory Syndrome, în timp ce SARS-ul era un sindrom acut respirator. Iar al treilea virus de mare importanță pentru om este acest SARS-CoV-2, care a apărut la sfârșitul anului 2019. S-a spus că a apărut într-o piață de animale, unde se vindeau animale vii și fructe de mare din Wuhan. Poate mai puțină importanță are lucrul acesta. Mai degrabă ar fi de menționat că în Wuhan există atât două laboratoare de cercetare virusologice, unul de grad 4 de siguranță, da? Adică maximă, și unul doar de grad 2 de siguranță. În ambele se cercetează coronavirusurile. Și tot în Wuhan există un centru de control al bolilor din regiunea respectivă a Chinei, așa cum există CDC Atlanta în Statele Unite.
Unii au formulat ipoteza că virusul a fost, printr-o eroare umană, a fost scăpat din, probabil din laboratorul de siguranță, de nivel de siguranță 2, și a ajuns cumva în piața respectivă, deși unii spun că jumătate din populația care a fost infectată la început nu a avut nimic de a face cu piața respectivă, dar având în vedere cât de repede se poate răspândi virusul acesta, deja nu mai putem fi siguri că toată lumea trebuia să trecut prin piața respectivă ca să facă doar această infecție. Ceea ce pe mine mă interesează cel mai mult este să insistăm un pic asupra tabloului clinic. Dar cu privire la gravitate, aș mai vrea să mai adaug ceva. S-a estimat de către un epidemiolog, dacă nu mă înșel, de la Harvard, că în aproximativ un an de zile, între 40 și 70% din populația lumii se va întâlni cu acest coronavirus. Și vom avea cum necum șansa sau neșansa să reacționăm la acest virus. Dar vom discuta puțin mai departe dorința sau care ar trebui să fie idealul nostru. Pentru că mulți spun, da, mai bine mă întâlnesc mai repede odată cu el, mă imunizez și la revedere. Lucrurile nu sunt așa de simple cum par la prima vedere. Dar pe mine mă interesează acum să vorbim puțin despre tabloul clinic. Și haideți să începem de la celebra întrebare, există cazuri asimptomatice sau nu. Haideți să facem pentru prima dată o diferențiere între ce înseamnă caz asimptomatic și caz presimptomatic. La un moment X, de exemplu, ele se pot confunda, cazurile asimptomatice cu cele presimptomatice, pentru că acel caz care va asimptomatic, care va dezvolta simptome, nu se mai poate numi asimptomatic, se va numi presimptomatic. Deci, conform Centrului de Control al Bolilor din Europa, cazurile asimptomatice sunt diferite de la țară la țară și probabil că în Statele Unite sunt diferite de la stat la stat. Uneori diferențele sunt foarte mari. De exemplu, în Italia au fost anunțate 44% procentul de cazuri asimptomatice, în timp ce în Japonia a fost anunțat 0,06%. Și această diferență atât de uriașă, am dat doar două exemple, reflectă mai degrabă diferențele dintre algoritmii de testare și dintre laboratoare decât diferențele reale dintre cazurile asimptomatice de la o țară la cealaltă. S-a apreciat la un moment dat, OMSUL a spus că în Europa ar fi cam între 1 și 3% cazuri asimptomatice. Deci cazul asimptomatic poate fi pronunțat asimptomatic doar atunci când el nu va dezvolta niciun fel de simptom. Nici măcar simptome ușoare. Și aici aș vrea să vă atrag atenția asupra unui caz care mi s-a părut extrem de important, o situație, un studiu pe 24 de pacienți în care 50% dintre pacienți aveau deja opacități clasice în sticlă pisată la CT-ul pulmonar, da? La CAT scan, cum spuneți dumneavoastră. Deci, oameni care nu aveau simptome, dar în momentul în care li s-a făcut tomografia computerizată toracică, au constatat, jumătate din aceste persoane care nu aveau simptome, au constatat imaginile clasice de afectare pulmonară serioasă, așa numitele imagini în sticlă pisată. 20% dintre ei aveau altfel de imagini, aveau imagini tipice de afectare pulmonară. 5% au făcut febră ușoară, cu sau fără simptome tipice, la câteva zile după diagnosticare. Vedeți, este extrem de dificil să apreciezi proporția cazurilor asimptomatice, pentru că asta înseamnă să testezi toate persoanele dintr-o anumită zonă, sau dintr-o anumită țară, sau dintr-o anumit stat. Da? Asta se cheamă testare universală în masă, ca să știi cât sunt asimptomatici. Și nu e suficient să-i testezi, să vezi, să faci testul RT-PCR, cum spunem noi, RT-PCR,
de fapt e un real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction, ca să fie denumirea completă. Dar dacă le reținem așa ca RT-PCR este suficient, care presupune un swab, un tampon care pătrunde în fosele nazale și încă unul care pătrunde în cavitatea bucală, în faringe. Și de acolo se încearcă să se preleveze virusul. Pentru că se știe că virusul acesta se dezvoltă la început în aceste zone și în special în fosele nazale. Pe deosebire de gripă. La gripă, virusul gripal se dezvoltă abia atunci când ajunge la nivelul pulmonar, în timp ce acest virus sau acești virioni, cum mai sunt numiți, se dezvoltă de la partea de intrare. Deci de când au intrat, începe dezvoltarea, practic începe deja atacul, pentru că ei nu se pot îmbuți. Virusurile acestea nu se pot îmbuți prin ele însele. Ele au nevoie de celula omenească, celula umană, în care să pătrundă. Și tocmai la aceasta slujește acea suriță, acea țep, da? Proteina aceea S sau spike, pentru că ea este cea care va încerca să spargă lacătul, ca să spun așa, de intrare în celulă. Și sunt mai multe uși sau porți de intrare în celulă, mai multe lacăte de felul acesta, două sunt cele mai descrise și unul este cel mai discutat, ACE1, da? Și ACE2. ACE2 este, se încearcă, adică s-a stabilit că ACE2 este acea poartă de intrare pe care proteina S, spike, o poate deschide, descuia și atunci virusul pătrunde în celulă. Și aceste celule care au cele mai multe ferestre, ca să le spunem așa, sau porți de intrare, sau receptori, pentru că la urmă sunt niște receptori, sunt alte proteine care pot să lase deschisă intrarea în celulă la un moment dat. Ele răspund la această proteină S a virusului și virusul poate să pătrundă felul acesta în celulă. Dar celulele care prezintă cei mai mulți receptori ACE2 sunt celulele din plămân și din tubul digestiv. De aceea avem cazuri cu simptomatologie respiratorie și cazuri cu simptomatologie digestivă, ca să vorbim în mare despre cele două tipuri de simptome. Mai sunt simptome de ordin general, cum vom vedea, și simptome care sunt răspândite sau pot veni din partea foarte multor organe. O meta-analiză bazată pe 16 studii a apreciat frecvența cazurilor asimptomatice la 40 până la 45%. Meta-analiza înseamnă un studiu al studiilor. Da? Deci un studiu asupra a 16 studii. Au fost toate aceste studii analizate și s-a ajuns la concluzia că între 40 și 45% din cazuri pot să fie asimptomatice, deci să nu dezvolte simptome deloc. Ce mai important este faptul că aceste infectări tăcute, fără simptome, nu înseamnă că nu există pagube la acești purtători. Da? Așa cum am văzut și din studiul menționat anterior, oamenii aceia din lotul de 24, în care jumătate aveau deja afectări pulmonare serioase, acele opacități în sticlă pisată la CT-ul pulmonar, ei nu aveau simptome. Deci, o persoană care este asimptomatică, nu ar trebui să se socotească fericită că nu are simptome, ci ar trebui să se investigeze și imagistic, pentru că există posibilitatea ca înainte să apară simptomele să existe aceste semne de gravitate care pot fi văzute și se pot lua măsuri din timp în aceste cazuri. De asemenea, imaginați-vă că dacă cineva este asimptomatic, el nici nu știe că are boală. Nu se va izola, va transmite virusul mai departe și în felul acesta chiar și cei care vor deveni simptomatici, în faza presimptomatică, vor putea să răspândească virusul. Perioada de incubație, care este? Cât durează de la momentul în care ai luat contact cu persoana contagioasă? Cât durează până când
apar simptomele. De regulă se socotește că perioada de incubație este de 5 până la 6 zile, adică din momentul în care ai avut contact cu o persoană purtătoare a virusului, ți l-a transmis, timp de 5-6 zile poate nu ai absolut niciun simptom, după care apar simptomele. Dar pe această perioadă de incubație a fost găsită, de fapt perioada poate să fie, așa este o medie, 5-6 zile, dar perioada, ca să vorbim despre ea, despre limitele ei, limita minimă este de 2 zile, limita maximă este de 12 zile. Deși e posibil chiar până la 14 zile de la data infectării. Oricum, 97,5% dintre persoanele care sunt infectate vor dezvolta simptome și acestea vor apărea până ziua a 12-a, inclusiv ziua a 12-a. Deci, dacă avem bănuiala că am avut un contact care, în care n-am fost suficient de atent, n-am fost suficient de vigilenți, și vrem să urmărim apariția simptomelor ca să putem lega boala noastră, dacă Doamne ferește apare, de acel contact sau de acel eveniment care mi-ar fi putut produce infectarea, trebuie să fim atenți până în ziua 12-a inclusiv, dar se poate chiar și până în ziua 14-a. Interesant vor fi acum discutarea acestor simptome și insist pe lucrul acesta pentru că în felul acesta puteți să vă verificați sau să vă controlați. Numai că nu vreau să vă grăbiți să trageți niște concluzii. Am să încep cu febra. Repet, însă febra nu este obligatorie. Da? Febra de regulă este o febră peste 38 de grade Celsius, cum spunem noi. Dumneavoastră vedeți să faceți echivalența în grade Fahrenheit. Această febră apare la 88% dintre cazuri. Da? Și atenție mare că la persoanele în vârstă s-ar putea să nu apară febră. Pentru că este știut că persoanele care, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât sistemul nostru imunitar nu mai reacționează atât de bine. Și atunci febra este de fapt o reacție de apărare a organismului nostru, da? În care se dilată vasele, sângele circulă cu mai multă putere, inima bate mai repede și așa mai departe. Nu întotdeauna înțeleg să cupăm, să scădem temperatura noastră, decât dacă este foarte, foarte mare. Dar un 38 nu trebuie neapărat să iei un antitermic, da? Dar ne-am obișnuit să luăm paracetamol la orice durere, orice creștere de temperatură. Ce vreau să spun este că la persoanele în vârstă trebuie să urmărim altceva, nu atât temperatura, cât schimbarea statusului mental. Adică deodată vedem că persoana respectivă are probleme cu memoria, nu mai este atentă, nu mai poate să-și mențină, eu știu, suficient de mult atenția îndreptată asupra unui lucru. Da? E distras mult mai ușor. Sau o reducere pur și simplu a funcționalității generale. Omul nu mai iese din casă, nu. Își reduce, mobilitatea. Interesant este că febra nu la toată lumea, deci nu în toate locurile a fost atât de prevalentă, cu 88%. Într-un studiu a fost doar de 43%. Studiul acesta a fost făcut pe 1099 de pacienți din China. Dar la momentul, vorbesc de momentul inițial al internării, dar a apărut pe parcursul spitalizării la 88% din cadre. Deci, mai este cumva putem să un simptom destul de general. Dar s-au fost descrise și cazuri în care au făcut infecția respectivă cu un 37:3. Da? Deci nu totdeauna, aceasta nu se poate numi febră, 37:3, nu este nici normal. Dar noi o numim sub febră, da? Între 37 și 37:8, sau unii spun chiar 38, putem să spunem sub febrilitate și de la 37:8 sau 38, după părerea altora, în sus vorbim despre febră sau febrilitate. Imaginați-vă că pacienții care nu fac febră se simt și mai bine, au și o stare generală mai bună. Pentru că febra te face să te simți mai pierdut, ca să zic așa. Deci persoanele respective care nu fac febră sunt cele mai periculoase pentru că ele pot transmite virusul.
fără să știe, pentru că nu se izolează. Frisoanele. Frisoanele pot să însoțească febra, da? Adică acele chills sau care te fac să tremuri. Ai senzația că ți-e frig sau că ți-e cald sau alternări de frig și cald. Tusea. Tusea este destul de frecvent întâlnită. Tusea uscată este cel mai frecvent. 68% din cazuri, dar poate să fie și o tuse productivă. Productivă înseamnă o tuse umedă, da? O tuse care se rupe în 32% din cazuri. Pe lângă febră, fisoare, tuse, putem să asistăm la o stare de epuizare, da? O fatigabilitate, care poate să ajungă, după unele statistici, până la 70% din cazuri. Senzația clasică este că nu te poți da jos din pat. Acesta este socotit un simptom de alarmă. Deci, chiar dacă n-ai febră, dar te simți sfârșit, deodată, fără nicio explicație, trebuie să fie, trebuie să ne alarmeze. Lipsa poftei de mâncare poate să apară în 40% din cazuri. Dispnea, adică dificultatea în respirație, nu apare foarte des. După unele statistici apare cam până la o treime din cazuri, da? Dar nu toată lumea le are, 31% din cazuri. În schimb, durerile interesante, durerile de mușchi și durerile de articulații pot să ajungă, după unele statistici, chiar până la 35% din cazuri. Deci, iată, și dificultatea în respirație, și durerile musculare și articulare pot să fie prezente cam la o treime din cei afectați. Durerile în gât ne interesează, pentru că chiar și vara, eu știu, poate un aer condiționat, o cană cu apă rece, un suc, ceva, o înghețată și te poți trezi cu dureri în gât. Ele nu sunt foarte frecvente în infecția aceasta COVID-19, apar cam doar în 14% din cazuri. Cefalea și ea apare tot cam în 14% din cazuri, bărsături în 5% din cazuri, diaree, iată că ne ducem către simptomele digestive de acum, da? Diaree poate să fie și ea până la 30% din cazuri, chiar de la debut, da? Și durează în medie cam 5 zile, dar poate să dureze între 1 și 14 zile. Acestea, diaree și bărsături, pot fi motive principale de prezentare la medic. Deci, pur și simplu, omul nu are decât febră, diaree și bărsături. Mulți s-au văitat în această perioadă de dureri sau presiune în piept. Simt că mă apasă ceva pe piept, îmi spuneau pacienții mei. Acum, era foarte greu de analizat dacă această apăsare în piept era doar o urmare a anxietății, a stării de stres în care trăim cu toții și am trăit cu toții, mai ales în început, indusă de media, care tot timpul folosea niște expresii consacrate, care asigură vizibilitate publicistică maximă, da? Un nou record al îmbolnăvirilor, al mortalității, știți? Și toate începeau așa și la știri mereu au fost bombardați cu lucrul acesta și mulți, dacă se mai uitau și în buletin și auzeau mereu că persoanele peste 65 de ani și vedeau că au peste 65 de ani, oamenii începeau să aibă manifestări de anxietate care implicit puteau să cuprindă și aceste senzații de constricție toracică, da? Durerea sau presiunea în piept. Dar, ca să te asiguri că nu e vorba de anxietate, trebuia să vezi temperatura, să vezi dacă, de când a apărut, ce a declanșat, dacă se însoțește și de alte simptome care se potrivesc cu infecția COVID-19, dacă a avut de la cine să ia infecția sau nu. Durerile abdominale fac parte tot din această afectare digestivă, pe lângă afectarea respiratorie despre care vorbeam. Buzele sau extremitățile feței cianotice și la nivel psihic era vorba de apariția unei stări noi de confuzie sau incapacitatea deplasării, da? O stare de neliniște, o incapacitate de a sta treaz sau de a păstra vigilența. Deci toate aceste modificări în capacitatea de a se menține atenția și de a sta treaz erau posibile să fie fenomene neurologice și psihice ale infecției COVID-19.
De asemenea, transpirațiile, care tot sunt soțească febra și frisoanele, semne de deshidratare, da? Foarte important. Semne de deshidratare, cum pot fi observate? Păi, în primul rând, persoana respectivă spune că este sete, da? Dacă scoate limba afară, limba este uscată, nu are niciun fel de luciu pe care îl dă saliva. Urina devine mai închisă la culoare, nu mai este puțin gălbuie sau chiar incolor. Da? Scade și cantitatea de urină în deshidratare. Pielea devine uscată, apare cefalea, durerea de cap, apar amețelile. Da? Și persoanele respective, chiar dacă consumă lichide suficiente, pot să dea aceste semne de deshidratare, pentru că e posibil să piardă lichidele respective prin transpirație și nu prin urină. Bun, și alte semne, da, uneori care survin brusc, senzația de nas înfundat, să discutăm puțin lucrul acesta, nasul înfundat, da, congestia nazală, când se umplu toate basele, venele, în special la nivelul baselor nazale și arterele, bineînțeles, se umplu cu sânge foarte mult, aceasta provocând o incapacitate de inspir pe nas. Sau nasul, din potrivă, nu stuffed nose, da? Nu nasul fundat, ci vorba despre running nose, deci acel nas care curge, rinorea, cum o numim noi. Este asemănătoare celilor obișnuite, atât nasul fundat cât și nasul care curge. Dar dacă un nas care curge, de exemplu, se însuflește și destrănut, atunci clasic se spune, se descrie faptul că nu poate fi vorba de COVID-19, ci sunt niște simptome de alergie. Da? Și unii sunt alergici la praf, alții la polen, acestea sunt cele mai frecvente alergii. Dar alții sunt alergici la frig, la rece, la aerul condiționat. Și acum două simptome care au făcut senzație de când au apărut, și anume anosmia și ageuzia. Ce este anosmia? Anosmia este lipsa mirosului, dar e posibil să existe totuși o hipoosmie, adică omul miroase, dar nu mai miroase așa de bine ca înainte. Deci este mai puțin miros. Sau ageuzia înseamnă lipsa gustului. Da? Sigur că anosmia poate fi produsă și de alte viroze, dar nu numai de viroza COVID-19, de alte alergii. Da? De sinuzită, de polibinaza. Deci trebuie să fim atenți atunci când vorbim de asta. Anosmia se dacă nu există o explicație în trecutul nostru, dacă ne examinăm noi înșine, dacă nu există cumva o explicație pentru lipsa de miros. Un studiu din Regatul Unit a arătat că anosmia este un factor de predicție mai bun decât febra. Deci dacă persoana respectivă are anosmie și n-a avut febră, totuși, riscul este ridicat de a avea infecția cu SARS-CoV-2. Ochiul roșu sau ochiul roz, da? Red eye sau pink eye, conjunctivita, de fapt, poate să se și umple pleoapa superioară, adică blefaroconjunctivita, adică e atacată și pleoapa. Sau poate să există o secreție lipicioasă a ochiului, da? La un ochi sau la ambii ochi, cu aspectul de conjunctivită alergică, apare un fel de umbră roșie în jurul ochiului. Poate să apare și lucrul acesta cei de până în 3% din cază. Dar dacă există și prurici în mâncărime, da, atunci te gândești la alergie. Și acum, o altă zonă care a fost afectată, aș spune eu, următoarea care e importantă după zona respiratorie, aparatul respirator, după tubul digestiv, este zona pielii. S-au descris niște leziuni dermatologice sub formă de macule, adică niște pete roșii sau vineții, violacei, da? Care pot să semene cu varicela, de exemplu, cu vărsături de vânt, sau pot să semene mai degrabă cu degerăturile, da? Acroischemie, îi spune, acro vine de la periferic, da, din greacă. Deci, niște ischemii la nivelul periferiei, adică degetelor, de la mâini, de la picioare, da? Fără semne de înțepătură locală de insecte, da? Poate să apară noduri pe lângă pete, pot să apară, deci, umflături, da? Papule,
deci o ușoară umflătură în loturi, umflături mai importante. Da? Și lucrul acesta a fost semnalat încă de început de Asociația Podologilor din Spania și a Dermatologilor din Franța. Primul caz a fost un copil de 13 ani, care la două zile după apariția acestor leziuni, care sunt de fapt de vasculită, adică o inflamație a vaselor mici periferice, aceste macule, aceste pete roșii sau purpurii, da, seamănă cu purpura, se poate să apară și la nivelul degetelor de la mâini, cum am spus, la nivelul degetelor la picioare, la nivelul palmelor, la nivelul tălpilor. Da? Și, de fapt, explicația este că acestea sunt produse de niște microtrombozi, adică niște mici cheaguri care înfundă vasele cele mai mici, care irigă aceste zone periferice. În final s-a ajuns la concluzia că, de fapt, boala în general, deci aceste degete au fost numite degete de COVID-19, sunt clasice descrierile acestea, degetele de COVID-19. Dar ce vreau să spun este că de unde la început s-a crezut că virusul acesta produce o pneumonie, da? Și pneumonia este cauza pentru care oamenii ajung la reanimare și mor, da? Prin pierderea capacității funcționale a pneumonilor. Astăzi s-a ajuns la concluzia că, de fapt, această infecție este o infecție multisistemică, deci prinde mai multe sisteme din organism, prinde întregul organism și acțiunea principală este tocmai prin formarea acestor microcheaguri care pot să evolueze către cheaguri mai mari, care pot să ajungă până la urmă și în plămâni să producă temuta embolie pulmonară. Mai am două, trei simptome. Boala Kawasaki la copii. La început au fost semnalate 200 de cazuri în Regatul Unit, după aceea s-au descris și în SUA, și în Franța, și în Italia, Spania. Cam la 3-4 săptămâni după infecția COVID-19, ca un fel de fenomen post-infecțios, apare o febră ridicată, o erupție cutanată, noi spunem raș la această erupție, apare o conjunctivită, deci atât inflamarea conjunctivei, da, din jurul altului ochiului, partea aceea roșie, uscarea și fisurarea buzelor, da? O inflamare a cavității bucale, stătămâne de inflamație, o adenopatie cervicală, se umplă ganglionii de la nivelul gâtului, durere abdominale și chiar tulburări digestive. Deci, iată că boala asta, Kawasaki, prinde cam tot. Dar cele mai grave afectări ale sindromului acestuia inflamator acut îl reprezintă arterele coronare, adică acele vase care aduc sângele din aortă către mușchiul inimii. Și aici se favorizează producerea unor anevrisme. Anevrisme înseamnă o dilatare a unui vas, o dilatare care poate să ducă la niște disfuncții foarte importante, hipotensiune arterială și poate să ducă chiar și la deprimare cardiacă profundă, adică o insuficiență cardiacă. Deci atât de boala Kawasaki, care poate să prindă ganglioni, poate să prindă zona buzelor și a cavității bucale, care poate să prindă, să se manifeste și cu durerea abdominale, ne este teamă de ea pentru că ea va afecta în final arterele coronare și inima. Vestea bună ar fi că dacă se descoperă la timp, folosirea antiinflamatorilor de tip steroidian poate să reducă foarte mult aceste consecințe nefaste asupra cordului. Aș mai menționa încă două simptome. Știu că e foarte mult, dar insist pe aceste simptome pentru că e bine să le avem în mintea noastră mereu. S-a semnalat de curând în Chicago, în cazul unui bărbat de 62 de ani, care a sughițat timp de 4 zile și a avut o temperatură doar de 37,3 la momentul internării. S-a prezentat la camera de gardă. I s-a făcut o radiografie pulmonară inițială, care a semnalat niște probleme și apoi a fost dus la CAT scan, da? Unde i s-a făcut această tomografie computerizată a toracelei și care a pus în evidență, deși el nu avea decât 37,3, și avea subițul acesta de 4 zile, i s-a pus în evidență imaginea clasică de sticlă pisată
ca și o opacități în sticlă pisată în interiorul mamelilor. Da? Ulterior a făcut febră în spital, fiind ajuns la 38 cu 4 grade Celsius. Și încă un singur simptom de dată foarte recentă, un studiu european a semnalat polachiuria, adică creșterea frecvenței urinării. Și lucrul acesta a fost semnalat la un lot de 7 pacienți din 57 care au fost tratați pentru COVID-19. Deci 7 bărbați din 57 tratați pentru COVID-19 au prezentat acest simptom de urinare frecventă, cauza fiind o cistită virală. Deci când spunem cistită, spunem inflamația mucoasei vezicii urinare. Și tot ce se termină în ită înseamnă inflamație, apendicită, meningită, meningele, da? Hepatită și așa mai departe, amigdalită, otită. Da? Toate acestea înseamnă inflamație ale acestor organe. În cazul acesta, polachiuria sau urinarea aceasta frecventă la acest bărbat a dat drept explicație această cistită virală. Bun, acum se poate discuta problema combinației simptomelor. Da? Aș vrea să spun că cea mai bună idee la care, sau concluzie la care am ajuns este că orice combinație este posibilă. De asemenea, prezența doar a unui singur simptom sau doar câteva, dacă sunt puține simptome, noi spunem că acel caz este paucisimptomatic, adică are simptome puține. E posibil să aibă cineva doar un simptom sau două sau trei, da? Puține. Azi am găsit că o meta-analiză Cochrane a inclus 16 studii și au fost urmărite 27 de simptome din 4 categorii. Adică o primă categorie este categoria simptomelor generale, adică febra, da? Frisonul este un simptom general, fatigabilitatea, adică oboseala aceasta curând, face parte din această categorie a simptomelor generale. Dar mai există simptomele respiratorii, cum spuneam mai înainte, există simptomele digestive, există simptomele cutanate, da? Există apoi simptomele legate de neurologice, da? Și de psihic, simptomele psihiatrice și veți vedea imediat ceva foarte interesant. Cele mai des întâlnite simptome, lucrul acesta mi s-a părut interesant, cam peste 50% din cazuri au fost tusea, durerea în gât, febra, durerile musculare sau articulare, astenia și cefalea. Da? Deci puse, durere în gât, febră, durere musculare articulare, astenie și cefalee. Dar dintre toate acestea, doar febra, durerile musculare și articulare, oboseala și cefalea au fost predictori mai buni de COVID-19. Observați că lipsește tusea. Da? Nu este neapărat un predictor foarte bun. Și veți vedea imediat de ce, pentru că tusea aceasta poate avea două origini. O infecție a căilor respiratoare superioare, da? Deci de la faringe, sau laringe, faringe în sus, și de la laringe în jos, adică de la nivelul traheei, trahea și bronhile, și alveole pulmonare, înseamnă infecția ale căilor respiratoare inferioare. Când tusea este productivă, da? Când tusea, adică rupe, când tusea este o tuse care este sâcâitoare, da? Și tot timpul te necăjește, asta înseamnă mai degrabă o infecție a căilor respiratorii inferioare. Dar observați că nu tuse este vedeta tabloului clinic, ci febra, durerile musculare și articulare, oboseala și cefalea, durerea de cap. Concluzia acestui studiu, acestei meta-analize Cochrane a fost că nici prezența și nici absența vreunui simptom nu poate fi suficient de specifică pentru această infecție virală. Cu alte cuvinte, trebuie să avem un grad înalt de alertă și de observație, încât la orice simptom din toate aceste categorii să ne gândim și la COVID-19. Am observat mulți pacienți și chiar prieteni, atunci când le-am spus că toate simptomele astea se potrivesc cu COVID-19, n-am eu cum să am COVID-19, pentru că n-am aia sau n-am făcut cealaltă. Nu este chiar așa. Bun.
La început se credea că toți cei infectați fac febră, da? Și faceți aminte că la aeroporturi erau niște termoscanere, toată lumea care trecea era în felul acesta sesizată la termoscanner dacă are o temperatură peste 37.3. Trebuia să existe o siguranță pentru toți cei care urcau într-un avion, da? Cu o persoană bolnavă. Știți că există un risc foarte mare ca într-un avion, o singură persoană bolnavă, de exemplu de tuberculoză, după 4 ore și jumătate de zbor, tot avionul va fi chemat de către medici ulterior, așa, toate persoanele care au călătorit cu acea persoană vor fi chemate ca să se facă o radiografie pulmonară și un test de tuberculoză. De aceea, drumurile mai mari de 4-5 ore sunt extrem de periculoase și aș recomanda puterea măștii în avion, mai ales că este un spațiu închis și este un mijloc de transport în comun. Asta vom vorbi mai târziu. Ce aș fi vrut să mai spun, că regula jocului nu mai este febra și nici simptomele respiratorii. Da? Până acum se credea că dacă n-ai febră și n-ai simptome respiratorii, înseamnă că n-ai COVID. Nu e chiar așa. Deja tursea a fost observată la mai puțin de jumătate din cazurile ușoare. Bun, există niște site-uri și niște aplicații de telefon, site-uri online, da? Și aplicații de telefon și de tabletă pentru verificarea simptomelor și vă încurajez să le folosiți. Acolo o să fiți chestionați cu privire la locul vizitat, cu privire la profesie, vârstă, sex, contactele sociale cu risc pe care le-ați avut. Pentru rezidenții din SUA, cum sunteți dumneavoastră, există site-uri dedicate unde trebuie să se completezi și statul în care locuiești. Și atunci se ține cont și de incidența sau prevalența de acum, mai mult incidența vorbim. Incidența înseamnă cazurile noi și prevalența înseamnă și cazurile noi și cazurile vechi la un loc. Deci deocamdată vorbim de incidență. Dar s-ar putea nu peste mult timp să vorbim de prevalență, în care cazuri vechi se adună la cazuri noi și veți vedea la exact la ce mă refer. Există niște asemenea site-uri unde practic poți, să zicem, dialoga cu niște asistenți virtuali care îți pun tot felul de întrebări și răspunzi și atunci îți dau un procent de șanse de a avea COVID-19 sau nu. Un alt lucru care mi s-a părut foarte important este comparația cu gripa. Aș vrea să spun că, într-adevăr, gripa are de 10 ori mai mare mortalitatea decât această boală, COVID-19. Puteți să uităm însă că mortalitatea din SARS, aceea din 2003, am spus la început că nu se numea SARS-CoV-1, se numea doar SARS, atunci mortalitatea a fost de 11%, da? În timp ce în COVID-19 de 1%, iar mortalitatea a mers la MERS, adică Middle East Respiratory Syndrome, care a apărut în 2012, a fost de 35% foarte mare în comparație cu COVID-19. Acum, problema este că sunt foarte mulți care sunt bolnavi și atunci cifrele acestea, chiar dacă sunt 1% dintr-o cantitate așa de mare, cifrele devin importante. Știți că în Statele Unite, de exemplu, în ultimul sezon de gripă au fost afectați cam 35 de milioane de americani, din care 500 de mii au fost spitalizați și cam 35 de mii au murit. Da? Bineînțeles că lucrul acesta nu se mai poate compara în momentul actual cu mortalitatea prin COVID-19, pentru că la momentul actual avem în Statele Unite 171.592 de decese, nu se mai compară cu 35.000. Deci de 5 ori mai multe decese prin COVID-19, deși mortalitatea este doar de 1%, dar fiind atât de mulți care sunt bolnavi și mortalitatea în cifra absolută este mai mare. Este pericolul mult mai mare în COVID-19 să răspândești boala într-un mod neintenționat, pentru că dacă ești în fază presimptomatică sau dacă ești chiar un caz asimptomatic, nu te autoizolezi. Pe când gripa, interesant e la gripă,
abia în momentul în care virusul gripal ajunge la nivelul plămânului, atunci apar simptomele și atunci devine și omul infecțios. Deci, în momentul în care ai simptome, gripa practic te împiedică să mai ieși din casă și tu nu mai transmiți virusul mai departe, pentru că tu calzi la pat, da, cum se spune, te autoizolezi în felul acesta. Pe când majoritatea infecțiilor, 80% sunt infecțiile COVID-19, sunt infecții ușoare, oamenii au tendința să le ducă pe picioare și să le dea și altora. Cam 80% deci sunt aceste cazuri ușoare, neavând nevoie de spitalizare. Cel mai adesea aceste forme ușoare le întâlnim la persoanele sănătoase, sub 50 de ani. Iar tabloul clinic este acela al unei răceli, o răceală mai puternică sau o gripă, să zicem așa, mai ușoară, care de obicei se ameliorează cam în 2 săptămâni. Cazurile acestea ușoare au fost definite de către Organizația Mondială a Sănătății ca fiind infecții ale căilor respiratorii superioare, cu febră, cu epuizare, cu tuse, spuneam noi că de obicei tuse este seacă, dacă ține de căile respiratorii superioare, nu e foarte supărătoare. Da? Și bineînțeles că mai există pe lângă febră, tuse, epuizare, există și anorexie, o stare de rău, dureri musculare sau articulare, durere în gât, disnee, în toate aceste cazuri ușoare. Da? Poate să apară și disnee, poate să apară și congestia nazală, adică nasul înfundat, poate să apară cefalea și mai rar poate să apară boma și diareea. Bun, în momentul în care vorbim de o pneumonie, unii o pot cataloga la cazurile ușoare, da? Neavând nevoie de spitalizare, pentru că și pneumoniile acestea nu sunt toate, eu știu, fulminante sau nu sunt toate grave. Dar în momentul în care vorbim de pneumonie, de sindromul ARDS, da? Adică de depresă respiratorie acută, când vorbim de internarea la reanimare, da? Acestea sunt criterii de severitate. Însă definirea acestor cazuri ușoare sau moderate s-a făcut de la o țară la alta pe alte criterii și atunci nu putem să ne bazăm foarte mult atunci când citim că sunt cazuri ușoare sau moderate. Nu se înțelege în orice țară exact același lucru prin aceste definiții. Acum, cazurile severe, care sunt cam 14%, spuneam că 80% sunt cazuri ușoare, cazuri severe, 14%, ele necesită spitalizare, necesită oxigen, necesită rehidratare prin perfuzii intravenoase, da? Iar o parte din pacienți, 6% din toți, da? Vor face șoc septic, da? Deci 80% sunt cazuri ușoare, 14% sunt severe, iar da, 6% fac șoc septic, care poate să ducă la accident vascular cerebral. Spuneam noi că este o boală a informării de cheaguri, cheaguri mici, cheaguri mai mari, și accidentul vascular cerebral poate fi un exemplu de asemenea cheag care se care întundă o arteră la nivelul creierului. De asemenea, apare insuficiența cardiacă, la aceste cazuri apare insuficiența multiplă de organ, cum o numim noi, deci supără întregul organism. În schimb, o să spuneți că persoanele tinere sunt, nu veți vedea persoane tinere la reanimare. Nu este chiar așa. Pentru că și persoane între 20, 30, 40 de ani, da, deci până în 60 de ani, au ajuns să fie internate la reanimare, ba au ajuns să aibă și o evoluție proastă la reanimare, o evoluție infaust, cum o numim noi, adică să decedeze, dar aceste persoane fără să sufere de boli predispozante. Și atunci, care este explicația? De ce au făcut aceste persoane evoluții atât de nefavorabile? Iar explicația este așa numită furtună de citochine, îi spunem noi. E de fapt vorba despre o reacție imună severă. Nu aș spune o hiperreacție, aș spune o reacție imună proastă, deficitară, da? În care s-au eliberat în organismul acelei persoane mai tinere o mulțime de substanțe numite citochine, cu care organismul încearcă să lupte cu infecția respectivă, dar aceste citochine și alte proteine au atacat propriile organe și în cazul acesta, aceste substanțe pro-inflamatorii, citochine, chemochine și altele, au atacat propriile organe
și în felul acesta evoluția clinică s-a remarcat printr-o agravare și mai ales lucrul acesta s-a întâmplat în a doua săptămână de boală. Deci, de ce trebuie, atunci când e vorba de un caz mai serios, de ce trebuie să fim în spital? Pentru că trebuie să fim observați în a doua săptămână de boală. Și accentul, acum spuneam eu că s-a mutat de la leziunile pulmonare la leziunile sistemice. Și acum se consideră că nu e de fapt o pneumonie, ci e vorba de fapt de o pneumonită, adică o inflamație a alveolelor pulmonare, nu neapărat o infecție a lor. Aici ar fi de discutat puțin problema cu hidroxiclorochina. De fapt, cum lucrează virusul acesta? Virusul acesta atacă hemoglobina. Deci hemoglobina este... este substanța care se află în celulele roșii ale sângelui, în hematii, și care este specializată în a transporta oxigenul. Numai că la hemoglobina aceasta, ea este formată dintr-o parte proteică, numită globina, și o parte care nu este proteică, hemul. Hemul este format dintr-un nucleu de molecule numit nucleu porfirinic, mai multe porfirine legate între ele formând un fel de cerc, iar în mijlocul acestui cerc se află un atom de fier care este menținut de acolo în mijlocul nucleului porfirinic, nu prin forțe chimice, ci prin forțe fizice. Și s-a constatat că acest virus sau proteina S spike de pe corona virusului are capacitatea să disloce atomul de fier, să-l scoată din nucleul, din mijlocul nucleului porfirinic. Și atunci nucleul porfirinic rămâne vulnerabil și virusul se lipește de aceste porfirine care formează un cerc prin conexiunile dintre ele și devine incapabilă hemoglobina, celul acesta care nu are atomul de fier, devine incapabil să mai transporte oxigenul către periferie și de acolo să se încarce cu dioxidul de carbon pe care se-l aducă la plămâni și oamenii să-l expirăm afară. Deci, practic, vor suferi toate organele din lipsă de oxigen produsă prin incapacitatea hemoglobinei de a mai transporta oxigenul, pentru că acest virus s-a legat în mod indisolubil de nucleul porfirinic și hemoglobina nu mai poate face treaba. Ei, la început s-a sugerat că hidroxiclorochina ar fi avut capacitatea de a împiedica dislocarea fierului din nervul porfirinic. Și a fost mult, vă aduceți aminte, și președintele Trump a lăudat la un moment dat azitromicina și hidroxiclorochina. Acum, azitromicina se folosește încă ca și antibiotic pentru a trata această infecție virală și o să vă întrebați cei care aveți cât de cât cunoștințe, o să vă întrebați ce caută un antibiotic care atacă niște microbi, ce caută în tratamentul unei infecții care nu e cu microbi, ci este cu un virus. Sigur, noi mai știm că și virusii pot să deschidă poarta pentru venirea unei infecții microbiene, dar dincolo de lucrul acesta, explicația este faptul că azitromicina și câteva alte antibiotice au niște capacități, pe lângă de a combate un microb, au și capacități anti-inflamatorii remarcabile. Deci, practic, azitromicina ar lucra și prin această proprietate anti-inflamatorie extraordinară pe care o are și a rămas azitromicina în arsenalul terapeutic al medicilor, fie că sunt medicii de spital, fie că sunt medicii de familie care tratează pacienții cu cazurile mai ușoare la domiciliu. În schimb, hidroxiclorochina a primit o publicitate proastă, au apărut niște studii, la început francezii au făcut un studiu care a arătat că nu este eficientă, apoi studiile s-au înmulțit și în final Food and Drug Administration, celebra administrație alimentelor și medicamentelor din țara noastră, a revocat în luna iunie autorizația de folosire a hidroxiclorochinei pentru pacienții care aveau COVID-19, după ce s-au analizat mai multe studii care au indicat o lipsă de eficiență a acestui medicament. Un medicament, de fapt, este un medicament folosit pentru malarie, dar pentru a combate această
boală infecțioasă pe care o transmite țânțarul infectat. Dar hidroxicloroquina are încă două utilizări care sunt în prospect, da, oficiale, și anume lupusul este o boală autoimună și poliartrita reumatoidă, o altă boală autoimună care atacă articulațiile. Deci hidroxicloroquina o putem găsi indicată nu numai în malaria, ci și în lupus sau în poliartrita reumatoidă, deși ea a fost indicată o vreme și în COVID-19, dar s-a renunțat astăzi la ea pentru că s-a demonstrat că nu este eficientă. Și unii au venit cu doze mari de hidroxicloroquina, o perioadă destul de lungă, au venit cu 800 de milioane pe zi, două săptămâni. Au apărut efecte adverse, prelungirea intervalului QT de la electrocardiogramă și alte lucruri. Deci s-a renunțat la hidroxicloroquina. Acum, ce aș mai vrea să menționez eu și mi se pare extrem de important. Și probabil cu aceasta voi încheia pentru data aceasta, urmând ca să vorbim altă dată despre testele de laborator și mai ales ceea ce îmi doresc eu și unde vreau să ajung este cum putem să ne activăm imunitatea pentru ca să fim feriți cât mai mult de această boală. Dar aici este o parte extrem de interesantă care m-a pus pe gânduri astăzi în timp ce studiam problema aceasta. Și anume, formele prelungite de boală. Și am vrut să încep cu cazul unui celebru profesor de boli infecțioase, iată, Paul Garner, de la Școala de Medicină Tropicală din Liverpool, la care manifestările bolii COVID-19 au durat 7 săptămâni. Știți că de obicei se spune că boala nu durează mai mult de cam 7-8-10 zile, da? Și la aceste 10 zile, dacă mă adaug și cele 3-4 zile de perioadă de incubație, ajungi cam la vreo 14 zile. Deci, de aceea, autoizolarea sau carantina este croită pe acest calapod de 14 zile. Da? Deci, de regulă, oamenii mai mult de 7-8 zile nu au simptome. Da? În schimb, el a ajuns să aibă simptome timp de 7 săptămâni. Interesant este că unele simptome se ameliorau și ele erau locuite apoi de alte simptome noi. În profesorului Garner, cazul acestui profesor Garner nu este un caz izolat, pentru că aproximativ unul din 20 de pacienți cu COVID-19 prezintă asemenea simptome care vin și trec. Și fenomenul acesta a fost numit coada cea lungă a virusului. Da? Cine a numit așa? Profesorul Tim Spector de la Colegiul Regal din Londra. Tot Spector a dezvoltat și o aplicație pentru telefon sau tabletă numită COVID-19 Tracker app, în care cei peste 4 milioane de utilizatori, mai ales din Anglia și SUA, își introduc singuri simptomele în 15 rubrici disponibile, dacă ei cred că au făcut această infecție. Și Tim Spector, acest profesor de la Colegiul Regal din Londra, atrage atenția, în mod deosebit, că cei 200.000 de pacienți utilizatori al acestei aplicații au raportat simptome care s-au amplificat pentru ca apoi să dispară, timp de cel puțin 6 săptămâni de când aplicația a fost pusă în circulație, când a fost disponibilă. Și el, sub acest, la momentul acela, de la 6 săptămâni, așadar acum există cazuri, cum veți vedea, și de durată și mai lungă. Și el a subliniat că aceste persoane se pot întoarce după o vreme la muncă, așa se întâmplă de regulă, dar nu mai sunt în stare să funcționeze la parametri optici. Și deci se infirmă ideea că dacă nu ai murit, ești bine. Nu-i chiar așa. Spune profesorul Spector, am studiat 100 de boli. Dar dintre toate COVID-19 este cea mai ciudată. El a mai adăugat, este ciudat că tocmai țara care a inventat epidemiologia, adică știința de a pune, de a explica sau de a radiografia răspândirea bolilor, fie infecțioase, fie neinfecțioase, într-o anumită populație, această țară n-a făcut niciun studiu epidemiologic, adică pe populație, la bolnavii cu COVID-19, alt studiu decât această aplicație. Deci, până la urmă, această aplicație are o valoare de studiu.
dar populațional, adică epidemiologic. Pentru că statisticile guvernului s-au concentrat doar pe supracazurilor care au necesitat spitalizare. Și a fost neglijată marea masă a bolnavilor care aveau forme zise ușoare. Un alt caz este cazul unei profesoare de recuperare la aceeași facultate de medicină, Lynn Turner Stokes, care afirmă că această boală este multisistemică, putând afecta orice organ, în special la nivelul de microcirculație, cu formare de chealuri. Iată că se repetă ideea aceasta. Simptome pulmonare, simptome digestive, simptome cerebrale, simptome renale, simptome la nivelul tegumentului, deci la nivelul pielii. Iar aceste simptome neurologice, de exemplu, pot să meargă de la cefalee, cu durerea de cap, până la stare de confuzie, delir și comă. Vă rog să rețineți cuvântul delir, de când ne vom întâlni imediat cu ea. Ea, această profesoară Stokes, subliniază că această recrudescență a simptomatologiei, adică revenire a simptomatologiei, sau într-un limbaj mai plastic, îl numește ea, toată șlachta se întoarce. Interesantă formă de exprimare, adică practic ai crezut că au plecat, dar până la urmă încetul cu încetul se întorc simptomele. Bun, acest caz al profesorului Paul Gardner, profesorul de boli infecțioase, care spuneam noi că a suferit timp îndelungat, nu este un caz izolat și aș mai aduce aici un exemplu al unei doctorițe psihiatre de medicină legală, Jenny Judge, care a avut în martie simptomele de febră puse, cefalee și dispnee și declară în a 111-a zi de boală. Deci acum trec prin faza digestivă. Deci iată că boala e în a durat 7 zile ca la majoritatea oamenilor. Este în a 111-a zi de boală. Până acum a mai avut probleme cu ritmul cardiac, pentru care poartă acum un monitor mobil, oriunde se duce monitorul cardiac, este împreună cu ea. A avut erupții, da, care i-au produs o senzație de fierbințeală, deci trebuie să ne examinăm pentru ce o senzație de fierbințeală, trebuie să ne examinăm la oprinte cu lumină bună, da, eventual cineva se uite și la spatele nostru. Și am mai avut degetele de COVID, știți despre care vorbeam noi, cu petele roșiatice sau violacei la nivelul degetelor, palmelor, degetelor picioare sau tălpilor. Și am avut chiar și un episod de delir în care ea a auzit pe cei doi câini ai ei cum vorbeau unul cu altul și nici măcar nu i s-a părut ceva de mirat. Deci, bineînțeles că nu era o realitate, era un delir, era ceva care se prezenta numai în capul ei, în sistemul ei nervos central. Bun, se apreciază că unele persoane suferă încă de când le-a apărut boala, iar pentru aceștia durata simptomelor este egală cu durata apariției virusului. Dintre cei care s-au îmbolnăvit printre primii, mai sunt unii care încă suferă și acum. Un studiu făcut pe 143 de bolnavi care au fost externați din spitalele din Italia și studiul a fost publicat în Journal of American Medical Association Network Journal a arătat că 87% dintre ei, dintre acești 143 de bolnavi din Italia externați, încă mai suferă la 60 de zile de cel puțin unul dintre simptomele bolii. Cele mai frecvente simptome care apar sau rămân după episodul acut inițial, dar acela care toată lumea știe că vine și trece, și e bine că dacă n-ai murit, e bine că te-ai întors acasă, fie că bolnavii au avut forme mai severe care i-au determinat să fie spitalizați, da? Fie bolnavii au fost tratați acasă, având forme mai ușoare, având doar o stare de oboseală, dispnee, de ori tuse, senzație de constricție toracică, iată acestea sunt simptomele care se repetă sau care reapar, erupții cutanate, creșterea ale temperaturii, da? Simptome neurologice. Unii pacienți manifestă chiar un tipar terțiar sau quaternar, adică la fiecare a treia zi apare un simptom. Fie același simptom sau alt simptom, alții la patra zi. Da? Iarăși niște ciudățenii care nu s-au știut până acum. A patra zi reapare un simptom sau apare un alt simptom. Simptomele revin.
intensitatea simptomelor care reapar de regulă este din ce în ce mai mică. Deci, pe măsură ce timpul trece și dacă simptomele reapar, ele au intensitate mai mică. Dar această recrudescență, adică revenirea simptomelor, se poate datora fie unei reactivări a viremiei, iarăși se mulțește virusul prea mult în organism, după ce apar simptomele, sau din cauza unui răspuns prost, un răspuns imperfect al imunității, al sistemului de apărare a organismului respectiv. Și acum, s-a format, trebuie să mai știți că s-a format un grup pe Facebook de 100 de medici din Anglia, care au raportat incapacitatea de a munci după episodul inițial de COVID-19. Deci, mulți dintre ei s-au întors la muncă, dar au văzut că nu au capacitatea de a munci. Trei dintre acești medici au ajuns să sufere de acest, care au suferit sau suferă încă de acest sindrom numit COVID lung sau coada lungă a COVID-19, au semnalat atât în paginile revistei British Medical Journal, cât și pe diverse platforme de socializare această situație. Și chiar revista Medscape a publicat un articol încă din 21 iulie în care în lista aceasta a simptomelor COVID-ului lung apar și simptomele psihiatrice. Vă spuneam mai înainte de delirul doctoriței Judge, psihiatre. Da? Iar oboseala aceasta, pe lângă simptomele psihiatrice, poate să fie atât de severă această stare de astenie, încât să ducă la absenteism de la locul de muncă, oamenii trebuie să-și ia concediu medical. Deci durata acestei cozi lungi a COVID-19 a ajuns acum să depășească 16 săptămâni. Deci iată, suntem la 4 luni în care simptomele revin. Deci noi am crezut că acest COVID-19 este un puzzle pe care l-am rezolvat, dar iată că încă ne rezervă surprize și mai multe necunoscute. Evoluția simptomelor, ele de regulă spuneam că simptomele respiratorii apar cam la 2 până la 14 zile de la momentul contactului infecțios. Cel mai adesea apar în ziua a 4-a, a 5-a sau a 6-a zi de la contactul infecțios, dar cum spuneam, pot să apară și până în ziua 12-a sau deschis și în ziua 14-a și au fost cazuri în literatură când în ziua 19-a, în ziua 24-a și chiar după 27 de zile de la contactul infecțios au început să apară simptomele. Da? De regulă, dispnea apare cam la 5 zile de la debutul celorlalte simptome. Deci, ce apar alte simptome și după aceea poate să apară și dispnea. Poate data viitoare vom vorbi puțin despre testele de laborator. Aici va trebui chiar să discutăm ceva mai mult despre sensibilitatea și specificitatea unor teste. Să înțelegem că acest test RT-PCR nu este 100% sensibil, are doar o sensibilitate de 70%, alte cuvinte, din 100 de bolnavi care au virusul sau boala. Testul va arăta pozitiv doar la 70 din ei, restul de 30% vor fi fals negative. În schimb, specificitatea acestui test RT-PCR este de 100%, adică cine are testul pozitiv, sigur are boala, sigur are virusul. Nu există cauze pozitive în treaba aceasta. Și cred că va trebui să discutăm data viitoare despre căile de transmitere, despre implicațiile practice ale căilor de transmitere, despre uzarea măștilor, distanțarea socială, despre persoanele care sunt vulnerabile, dar vreau să trecem în revistă lucrul acesta, pentru că e foarte important să vorbim puțin și despre vârsta aceea celebră de 65 de ani, care a fost pusă într-un mod mai mult sau mai puțin arbitrar ca fiind factor de risc, dar într-adevăr există o imunosenescență, adică o îmbătrânire și imunității. La ce ne aștept? Și mulți domni, trebuie să vă informez, stimate domn sau doamnă, că inima dumneavoastră are vârsta pe care o aveți și dumneavoastră, da? Adică la ce vă așteptați când aveți această vârstă? Și eu, celelalte organe au aceeași vârstă. Dar eu voi pleda prin tot ceea ce voi spune despre amplificarea sau nu amplificarea, despre acordarea imunității, da? E un
un sistem întreg, acesta imun, care este extraordinar de frumos, de bine pus la punct de către Dumnezeu. Sigur că noi putem să îl afectăm mai mult sau mai puțin prin stilul nostru de viață. Bineînțeles că nu trebuie să uităm că noi suntem niște ființe complexe, care nu avem numai un suport biologic. Pe acest suport biologic există o ființă, există un psihic, există un suflet, da? Și mai există niște resurse, pe lângă cele fizice sau biologice, mai există și resursele legate de acest psihic, legate de acest suflet. Da? Nu degeaba spunea Domnul Iisus Hristos când a fost întrebat care este cea mai mare poruncă și a spus să iubești pe Domnul Dumnezeu tot din toată inima, tot cu toată puterea și tot sufletul tău. Da? Adică din tot ceea ce tu ai, din tot ceea ce ești și ceea ce mai locuiește în tine ca acest suport biologic, tu trebuie să dai totul lui Dumnezeu, pentru că El practic a dat totul pentru noi. Deci credința va fi un element foarte în această luptă. Conștiința că viața noastră este cunoscută de Dumnezeu, dar credința cred că va trebui să aibă să spun eu, atitudinea aceasta. Nu, lasă că eu mă duc și mă îmbrățișez cu oricine, pentru că eu cred în Dumnezeu și pe mine Dumnezeu mă aferă, cum au făcut unii într-un mod teatral în România și probabil că și în alte țări. Dar credința cred că trebuie să ne învețe să fim înțelepți, să fim prevăzători, să ne ajute să ne informăm în primul rând, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să nu facem greșeli, da? Pentru că noi ne-am obișnuit cu anumite obiceiuri, da? Mi s-a întâmplat să merg în piață și să-mi spună, să caut să cumpăr niște nuci, să-mi spună omul întrebându-mi dacă nucile sunt bune, doar și noastră și gustați. Și în timpul acela îi spunea și soției la telefon ce am găsit nuci și zicea și ea la telefon, ia și și gustă. Și până să mă stau să mă gândesc, că mai înainte pusese mâna pe niște bani, am pus mâna pe nucă și am zis-o în gură. După aceea, bineînțeles, că a trebuit să-mi dau una cu palma în frunte, când mi-am dat seama ce prostie am făcut. De asemenea, putem să facem asemenea greșeli foarte ușor atunci când avem prea mare încredere în niște prieteni și discutăm prea de aproape cu ei și nu păstăm o oarecare distanță. Atunci când primim un prieten în casă, în loc să ne întâlnim afară, în curte cu el sau pe stradă să ne plimbăm pentru că vântul mai ia din vaporii aceștia, din aerosolii aceștia, din ficăturile acestea ale lui flâge, așa se cheamă, am vorbit despre el altă dată, și le mai transportă și nu există riscul atât de mare să ne infectăm atunci când stăm cu cineva care este infecțios de vorbă la o distanță potrivită de 1,5 metri, chiar 2 metri și mai ales dacă suntem și în aer liber și mai ales dacă mai avem și o mască. Și am vorbit despre tipurile de măști, pentru că lucrurile acestea sunt extrem, extrem de importante. Dar pentru astăzi doresc să rețin doar această lecție. Nu toți cei care fac simptome, sunt scutiți de complicații. Da? Ați văzut, poți să ai deja afectare pulmonară fără să ai simptome. Inițial, după care coboratoarea și simptomele. De asemenea, nu știm ce efecte va avea pe termen lung această infecție chiar asupra persoanelor care au fost asimptomatici și au rămas asimptomatici, adică adevărați asimptomatici. Nu știm cum vom reacționa în viitor, ce se va întâmpla cu inima noastră. Nu a fost destul timp, n-a trecut destul pentru ca să le știm pe toate. Abia acum le descoperim și trebuie să ne punem la punct cu aceste informații mereu și mereu. De asemenea, o persoană care a fost infectată și a fost internată sau a stat la domiciliu, nu trebuie să se considere acum, eu știu, în toate puterile și să se expună la un grad de efort cam mai înainte sau la riscuri, pentru că există și posibilitatea ca anticorpii aceia IgG care oferă protecție să dispară. S-au constatat lucrul acesta chiar la 3 săptămâni să dispară acești anticorpi și omul îi rămâne, cazurile acestea extrem de rare, ci de rămâne fără imunitate, fără apărare și poate să facă reinfecție cu virusul acesta teribil SARS-CoV-2. Dar nu trebuie să uităm că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, a dat lumina aceasta în știința adevărată, oameni care cu mult efort, cu mult sacrificiu, studiază, ne oferă informațiile din surse credibile și avem ocazia pe lor acesta să fim mai bine pregătiți să lupta cu acest inamic nevăzut, necunoscut până acum, dar iată care lasă urme adânci pe acolo pe unde trece.
Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat această atenție. Sper ca din toată inima ca ceea ce am început, drumul pe care am început să mergem împreună, să ne ducă departe, să ne ducă acolo unde trebuie, să ne atingem, cum să spun eu, plenitudinea capacităților noastre fizice și intelectuale și spirituale cu care ne-a înzestrat Dumnezeu pe data viitoare. Vă salut cu un salut